pe 15 martie, mii de oameni din toată țara s-au solidarizat cu protestul omului de afaceri sucevean Ștefan Mandachi. De obicei, mitingurile scoteau în evidență faptul că lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate a făcut ca Moldova să fie condamnată la sărăcie. De această dată, Ștefan Mandachi a abordat o altă perspectivă, siguranța șoferilor în trafic. Anual, peste 2000 de oameni mor în accidente rutiere.